Vom vorbi, din fericire, astăzi, în această emisiune, pentru ultima dată despre campania electorală. Doamne ajută, nu se mai putea trăi, după părerea mea, nu se mai putea trăi. Aerul a devenit absolut irrespirabil din cauza unei campanii electorale foarte proaste, foarte, foarte proaste, extrem de plicticoasă și totuși extenuantă. Bine că se termină, bine că se termină, că nu s-a mai putea trăi. Deci, ultima emisiune în care vom vorbi despre campanie electorală. O să ne revedem duminică, în ziua votului, în mai multe emisiuni. Eu o să fiu prezent de la 4 la 6 după amiaza, aici la Antena 3 și probabil după aceea seara, de pe la 8. Dar de la 4 la 6 sunt sigur, în ziua votului duminică. Ok. Nu cred că mai are cineva pretenția ca la această oră să fiu foarte coerent, așa cum nici telespectatorii nu cred că mai au acest criteriu la această oră, adică nu mai remarcă nimeni lipsa de coerență. O să iau așa în ordinea în care mi-amintesc lucrurile despre care vreau să discut. Una dintre... Bun, hai să o luăm altfel. Cred că ați văzut că premierul Italiei a venit să-l susțină pe Victor Ponta, pe candidatul Victor Ponta. Premierul Italiei. Alți vreo 11 lideri europeni au fost înregistrați, filmați, cu mesaje de adeziune, prietenie și susținere pentru candidatul Victor Ponta. Pe internet, acolo unde există propaganda băsistă, acolo unde e punctul forte al propagandei băsiste, internetul, a apărut informația că doamna Merkel i-a trimis o scrisoare de susținere domnului Iohannis. Deci n-a venit doamna Merkel, nu s-a înregistrat doamna Merkel, nu și-a făcut un selfie măcar că îl susține pe Iohannis, dar i-a scris o scrisoare. Și Iohannis a spus, domne, eu sunt modest, nu defilez eu cu scrisoarea de la doamna Merkel. Deci s-a părut logic, vorbind strict din punct de vedere logic, domnul Iohannis, foarte inteligent ca mesajul de susținere al doamnei Merkel să-l țină pentru el. Deci cumva pentru el, pentru psihicul lui, considerând că, bun. O să vedeți și de ce nu ne-a arătat sau n-a făcut mare tevatură cu scrisoarea respectivă, pentru că era o frecție. Dar o să vedeți de ce. Deci avem în felul următor, uite, e o doamnă care s-a ocupat, a fost mare scriitoare despre chiloți pe la Click sau pe la Libertatea sau nu știu ceva, un cotez de genul ăsta, și care acum este șefă pe la evenimentul zilei și care scrie așa pe Facebook. Deci la evenimentul zilei, dar la oficina lui Băsescu. Nu pot să cred, zice dânsa, nu pot să cred că Iohannis avea scrisoarea Angelei Merkel și nu a arătat-o la B1. Ce fel de campanie își face? Ponta a pleznit cu clipul pe Antena 3 în care 7 premieri europeni, era vorba de vreo 11 lideri europeni, nu neapărat, bun, au fost 7 premieri, dar erau 11 oameni importanți din Europa, așa își manifestă susținerea pentru el. Să nu-mi spuneți că lucrurile astea nu contează pentru publicul larg. Păi, sigur că e important, sigur că ele contează pentru publicul larg. Dar, dragă, mare, mare ziaristă și deontologă Simona Ionescu de la evenimentul zilei, în răspunsul la întrebarea de ce n-a arătat Iohannis scrisoarea Angelei Merkel, ți-l dă un băsist tradițional care nu poate fi suspectat decât de băsism în viața lui, și anume domnul Teodor Baconschi, care îți explică, Duduie, Simona Ionescu, de ce n-a arătat scrisoarea de la Merkel. Ia uite, aici e chiar domnul Teodor Baconschi, vorba aia, mare diplomat, fost ambasador, nu numai ministru de externe, dar ambasador la Paris, acolo unde a organizat ireproșabil, nu-i așa, votul din 2009. Uite ce zice domnul Baconschi. Doamne, tot pe Facebook, e chiar insuportabil de ridicol. Cum e? Insuportabil de ridicol. Provincialismul în care ne scăldăm. Scrisoarea politicoasă și de rutină a doamnei Merkel către domnul Iohannis e privită ca element spectaculos. Lovitură pe ultima sută de metri, care poate schimba soarta alegerilor din România, etc. Servilismul ancestral drapat în providență. Cineva de sus, cineva din afară, niciodată noi pentru noi. Dar cum o califică domnul Baconschi, da, care e băsist? Cum califică scrisoarea doamnei Merkel către domnul Iohannis? Repet, scrisoarea politicoasă și de rutină a doamnei Merkel către domnul Iohannis. Ia uite, e privită ca element spectaculos. Deci ați înțeles, doamna
să vii cu scrisoarea aia în care practic se spune nimic, să o pui prezenței premierului Italiei, care a venit în România să-l susție pe candidatul Ponta, nu e chiar o treabă foarte deșteaptă. Adică mai bine nu arăți și spui, doamne, am primit o scrisoare, dar eu nu fac tapaj de chestia asta. Și cu asta basta, decât să o și arăți ca să se și vadă că e un fâs. Deci asta este răspunsul. Acum, dacă domnul Iohannis ar fi avut ceva de arătat astăzi, indiferent ce, venea la Antena 3. Eu sunt unul dintre cei fericiți că n-a venit la Antena 3, că nu mai suportam încă o așa zisă confruntare, iar trebuia să zugrăvesc că se scorojeau pereții de plictiseală. Deci eu sunt unul dintre oamenii mulțumiți și fericiți că n-a venit domnul Iohannis la Antena 3. Dar eu aici analizam sau mă gândeam strict la logica domnului Iohannis. N-am înțeles-o. Pentru că nici nu cred că există. Am mai spus părerea mea despre domnul Iohannis, nu cred că e foarte mintos, chiar deloc mintos. Ca atare nu mă aștept la mari gesturi inteligente din partea domniei sale, dar un calcul din ăsta elementar ne arată o evidență. Nu e o treabă subiectivă, e o treabă obiectivă, dovedită prin cifre, prin aritmetică. Deci se ia un cetățean, în cazul nostru, absolut întâmplător, domnul Iohannis. Bun. Acest cetățean dorește să devină președintele României, care este președintele tuturor românilor. Bun. Pentru ca să devii președintele tuturor românilor, trebuie ca multe, multe, multe milioane de români să te voteze. De exemplu, pe Traian Băsescu l-au votat ca să devină președintele României vreo 5 milioane și ceva. Nu mai știu să vă dau cifra exactă, dar oricum mult peste 5 milioane. Sub 6 milioane, dar mult peste 5. Deci multe, multe, multe milioane de oameni. Ca să te voteze multe, multe milioane de oameni, în primul și în primul rând trebuie să te cunoască. Sigur că poți să mizezi pe votul anti-PSD. Sigur. E foarte important. De fapt, ăsta este aportul substanțial la votul pro-Iohannis. Votul anti-PSD. Adică, sigur, păi, oricum ai anti-PSD o să mă voteze. Ok. Sunt ei suficienți? Nu. Deci trebuie să mai capacitezi și pe alții în afară de ăia care urăsc visceral PSD-ul și atunci votează pe oricine care e teoretic împotriva PSD-ului. Zic teoretică, mă rog, în 2009 umbla domnul Iohannis să-l pune premier fix ăștia de la PSD. Adică, mă rog, nu mai contează. Deci în momentul alegerii, al votului, e împotriva PSD. Deci e oare suficient electoratul anti-PSD? Cu siguranță nu. Și atunci zici, bă, bun, deci mai trebuie niște milioane peste electoratul anti-PSD ca să pot să devin președintele României. Da, bun. Cum facem noi să convingem milioanele alea care nu votează anti-PSD? Votează, nu știu, în funcție de ce criterii. Alte criterii. Cum îi conving eu pe aia? Păi, în primul rând, trebuie să mă cunoască. Domnul Iohannis, nefăcând ceea ce presa denumește politică centrală, ci politică locală, la Sibiu, sigur că e cunoscut în zonă, e și votat în zonă, dar în alte zone nu e cunoscut. Ori cum să te votezi dacă nu te cunosc deloc? Atunci dânsul trebuie să folosească, sau trebuia, că acum e târziu, dar zic așa că e o logică elementară asta, nu trimite în rachete pe lună, adică sunt lucruri absolut de bun simț, elementar ce spun aici. Domnul Iohannis trebuia să folosească, să se folosească de orice fel de prilej mediatic pentru a se arăta, pentru a se închipui, pentru a se prezenta, pentru a convinge milioane de cetățeni să-i acorde votul lor. Bun. Dânsul a fost extrem, extrem de zgârcit cu aparițiile publice. Dânsul este un extraordinar de prost vorbitor. Multă lume, adică stați puțin, și Marin Sorescu, de exemplu, era foarte prost vorbitor. Domnul Iohannis e un foarte prost vorbitor, dar din nefericire e dublat și de un prost gânditor. Adică se vede în reacțiile sale, de fere multe ori nu înțelege despre ce e vorba în dialog. Și când înțelege, înțelege târziu și nu îi vine o replică sau o nuanță sau o poziție sau... Și atunci totul capătă... Bun, deci nu e doar o proastă capacitate de exprimare, dar e o proastă, după părerea mea, capacitate de a gândi. Și atunci domnul Iohannis nu prea s-a prezentat. Campanică ieri, așa, până... că au făcut alții campanie pentru el. Adică azi, bă, eu ce să mă duc eu? Că se vede că sunt varză.
Atunci s-au dus alții, domne, cu tare, a zugrăvit centrul Sibiului, o să zugrăvească toată România, toată România zugrăvită, nu știu, ceva de genul. Atunci s-au dus ăștia, activiștii de partid, atât de la PNL cât și de la PDL, să facă și anume campanie la televizor pentru domnul Iohannis. Campania PNET era deja asigurată de sistemul Băsist, care e foarte puternic PNET. Pa la televizor trebuiau niște oameni concreți, în carne și oase, să se manifeste și s-au dus ăștia, luptătorii tradiționali de la PNL și de la PDL. Dar e oare suficient? Răspuns, nu. Nu este suficient. Am văzut cu toții rezultatele din turul întâi. Sunt ele mulțumitoare sau liniștitoare? Liniștitoare. Pentru șansele domnului Iohannis? Evident nu. Ca atare, în astea două săptămâni dintre cele două tururi, domnul Iohannis trebuia să iasă, să facă, să dreagă, să zică, să ceva. Dânsul nu a făcut asta, ba, după insistențe pe care eu le-am găsit chiar disgrațioase, mă refer la jurnaliști, insistențe jurnalistice, după părerea mea, disgrațioase, a catadixit în felul în care a catadixit, din ăsta în prip, așa, și pe grăbeală, și la nervi, și în sfârșit să apară la realitatea, după care la B1. La Antena 3 n-a vrut să apară și eu personal, nici ca telespectator, nici ca lucrător aici la Antena 3, nu am niciun fel de frustrare din cauza asta. Ba, chiar aș spune dimpotrivă. Ce să spun? N-a venit Iohannis la Antena 3. Bravo, mă, uite, ce să spun? Problema e a lui. De ce e problema lui? Păi, conform cifrelor, conform audiențelor, Antena 3 este cel mai urmărit post de actualitate. Ca să ne mai spunem de știri. Post care se referă la actualitate. Deci nu e cu divertisment, nu e cu bucătari, nu e cu ne aruncăm în apă, nu e cu punem o gură în sus și zghiorlăim într-un microfon. Nu. E, se referă la alte lucruri și anume la actualitate. Deci este cel mai urmărit post de actualitate din România. De departe cel mai urmărit post. Când spun de departe, am mai spus-o de nenumărate ori, dar mi se pare semnificativ să reamintesc de fiecare dată, audiența Antenei 3 este mai mare decât a tuturor celorlalte posturi la un loc. Și atunci înseamnă că publicul Antenei 3 este extraordinar de numeros. Da. Domnul Iohannis nu a dorit să interacționeze cu publicul Antenei 3. Aici este un punct comun cu domnul Băsescu. Nici domnul Băsescu nu a dorit să interacționeze cu publicul Antenei 3. De-aia și domnul Băsescu pierde pe bandă rulantă, adică nu din cauza asta exclusiv, dar și din cauza asta, domnul Băsescu pierde pe bandă rulantă toate alegerile din ultimii mulți ani. Deci când e cu un vot popular, Băsescu sau Ailu Băsescu pierd. Pierd. Rău. Pierd rău. Rău, 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 rău. De ce? Pentru că domnul Băsescu a ales să ignore partea de public care nu-l place pe el, pe Băsescu. Eu, ca realizator de televiziune, eu îmi permis să fac asta. Pentru că eu nu sunt președintele tuturor românilor. Eu nu sunt realizatorul TV al tuturor românilor. Deci nu e asta în fișa postului meu. În fișa de președinte e. Tu trebuie să fii președintele tuturor românilor, prin lege. Adică ăsta e rostul președintelui. Indiferent că românul respectiv te place, nu te place, te contestă, te urăște, te iubește, te înjură, te laudă, n-are nicio relevanță. Este cetățean român, tu trebuie să fii, că de-aia nu, vrei să fii președintele lui. Ca atare trebuie să-i te adresezi. Chit că ăla te înjură. Sau nu te place. Sau te contestă. Sau nu te suferă. Sau, dimpotrivă, e fanul tău. Tu trebuie să-i te adresezi. Bun. Băsescu n-a știut să facă asta. El plătește prețul acestei bizarerii logice, în primul rând, de comportament la ultimele multe alegeri. Domnul Iohannis a ales să facă la fel. Eu nu mă duc la Antena 3. Nu te obligă nimeni, adică nu, stai liniștit. Antena 3 va exista și mâine, și poimâine, și peste o săptămână, și peste două săptămâni, și așa mai departe. Și o să tot existe și fără să vină Iohannis la Antena 3. Nu, că a existat fără să vină Băsescu la Antena 3, fără să vină Udrea la Antena 3, fără să vină toți ăștia care au condus România la Antena 3, sfidând, desigur, publicul Antenei 3, că despre asta e vorba, despre publicul Antenei 3, că așa ce să spun stau de vorbă cu Iohannis, mă doare fix în cod de Iohannis. Da. Publicul Antenei 3 poate voia să vadă lucruri, nu? Bun, în sfârșit. Eu însă îi spun domnului Iohannis ca sigur, domnul Iohannis, absolut sigur, ascultați-mă, sunt bătrân și nu m-am înșelat de multe ori. Nu veți ieși președintele României. Nu veți ieși. Nu veți strânge suficiente voturi. Există o masă importantă de votanți în România anti-PSD? Există.
fără doar și poate, importantă, deci numeroasă, nu suficientă. Există un patriotism local în zona Sibiului, pe sistemul, domne, e al nostru, ceea ce e corect. Adică e un patriotism local absolut legitim. Sunt ei suficienți adunați la public, la electoratul ăsta antibăs? Nu. Nu sunt suficienți. Nu. Eu am scris și pe Facebook ca să rămână scris. Mie din ce în ce mai scârbă să intru pe Facebook. Din ce în ce mai scârbă, dar am scris acolo ca să fie un mediu public unde să rămână scris. Că așa de vorbit am tot vorbit lucruri și nu e important ce spun eu în emisiune, pentru că după aia vine propaganda băsistă și mi-atribuie lucruri pe care nu le-am spus. Și ăia care nu se uită la Antena 3 citind ce a scris propaganda băsistă despre ce aș fi spus eu, și mamă ce renorocit e Bade, eu ne spunând lucrurile despre... Ok. Și am scris așa, domnul Iohannis, sau, stimați cetățeni, că ori nu știu dacă domnul, nu cred că domnul Iohannis se uită la Antena 3, mi-e greu să cred, domnul Iohannis nu va lua mai mult de 45%, ăsta este pronosticul meu. Și așa e mult, când spun 45%, mi-am luat o super marjă de siguranță, super marjă de siguranță. Deci cred că diferența minimă între cei doi candidați va fi de cel puțin 10%. Deci Ponta 55, Iohannis 45. Asta, repet, și mi-am luat, așa zic eu, o marjă absolut acoperitoare. Nu va fi mai strâns de atât scorul. Deci eu n-am înțeles nici logica. Logica domnului Iohannis este foarte greu să o înțelegi, pentru că ea de cele mai multe ori nu există. Dar logica staffului domnului Iohannis, care s-au gândit să znobeze, să evite prezența la Antena 3. Am văzut că propaganda băsistă este absolut în spume. Vai de mine, dar ce emisiune s-a făcut cu Ponta în seara asta la Antena 3. Nu este posibil. Ba da, este perfect posibil, pentru că dacă ar fi fost și domnul Iohannis în seara asta la Antena 3, ar fi avut parte de absolut același tratament. Absolut același tratament. Nu a venit. Nu a venit, nu a venit. Acum ce să faci? Să-l aduci cu forța? Să-l legi, fedelegi? Nu, că nu, e sechestrare de persoane. Nu merge. Deci... Dacă venea și domnul Iohannis la Antena 3, avea parte de același tratament. N-a dorit? N-a dorit. Dânsul a considerat util pentru candidatura domniei sale să se ducă la Digi. Tare! Deci audiența lui Digi chiar nu există. Adică aia de la Realitatea, audiența Realitatea TV, mă refer așa, în zile obișnuite. Este ridicolă, e rizibilă, e sinistră, sinistru de mică. Aia de la Digi e și mai proastă. Deci s-a gândit, bă, să mă duc la Antena 3 să mă vadă niște milioane sau să mă duc la Digi să nu mă vadă nimeni. Foarte înțelept, s-a dus la Digi să nu-l vadă nimeni. Ok! Nu va lua mai mult de 45% domnul Iohannis duminică. Acum, în legătură cu emisiunea cu domnul Ponta de la Antena 3. Emisiunea cu domnul Ponta mi-a readus mie aminte nota, trăsătura caracteristică a PSD-ului. Lipsa de măsură. Deci, emisiunea sau prestația publică din această seară a domnului Ponta a început exagerat de tare. Uite, a remarcat până și Duduia de la evenimentul zilei, Simona Ionescu. Adică să vină premierul Italiei să te susțină în direct, adică mai tare de atât, ce vrei mai tare de atât? Nu știu, mai tare de atât, ce mai tare de atât? Deci a venit ăla, premierul Italiei fiind și foarte simpatic, adică, mă rog, un tip cu vorbe la el, inteligent, cu multă experiență, deși e foarte tânăr, e mai tânăr ca mine, pe care de consecință e mai tânăr și decât Ponta. Deci foarte tare ăla, foarte tare. Nici nu mă mir că are foarte mare succes, pentru că e un personaj politic extrem de carismatic, foarte deștept, fără să fie deloc enervant, ceea ce e foarte greu pentru un politician.